Bună seara, bine ați dat la un mai. Stai, mă, unde e berea? Bine acolo. Liniște, nu vorbiți tot deodată. Bună seara, bine ați dat click la un nou episod din Cinema Podcast Epic, singura emisiune de sit-down comedy din România. Clar. Și mai sunt, ce viață. Că mai sunt două podcasturi și ei au zis de noi. Cezar, te rog frumos să vii să ciocnești cu noi. Că sunt trei podcasturi în lume. Știi? Discuția. Nu, stai. Stai, nu vorbiți toți deodată. Stai jos să te vezi când ciocnești. Zicea Teo. Nu, altceva am vrut. Să vedeți. Cât de mișto sunt toți Cezar. Pentru cei care nu i-ați văzut poza de profil pe Facebook în care jumate din noi nu l-am recunoscut, că n-am știut cine este domnul acesta. Dacă vreți careva să ilustruiți ciocanul pe www. Hai, stai lângă noi. Bun. Ți-ți place acolo din spate că ai tu altă control. Hai aici, expune-te. Bun. Acum nu te mai expune. Hai să-l lăsăm pe Dragoș, că ce? Începuse... Cezar, ce cu trei podcasturi? Nu. Iar te-am întrerupt. Da. Nu se poate. Da. Zice Teo în podcastul lor că lumea pe net scrie că e un conflict între ei și ăștia de la ceva mărunt. Dar ăia chiar sunt prieteni? Adică nu e ca și cu noi. Știi? Că... să întâlnesc, deci să fac chestii împreună. Nu știu dacă ultimul sau antepenultimul, chiar era Toma acolo da, cu ei. Da, și în ultimul, și în penultimul, și în antepenultimul, nu mai știu, a fost în câteva. Zice, bă, frate, deci lumea trebuie să găsească conflicte. Politicul. Trebuie să găsească neapărat conflicte. Și ok, cu noi poți să zici că e de cealaltă parte a munților, dar ei chiar ziceau, bă, sunt trei podcasturi în România. Noi, ăștia, alu Toma, ale lor. Și el zicea, noi și băieții de la Epic Show. Cum căcat trebuie să gândești că e un conflict între ăștia trei? Dar cine zice de conflict? Comentarii de pe net. Bă, dar nu vă uitați pe... Am mai zis-o mai demult. Că eu nu comentez în viața mea pe YouTube și că trebuie să-ți faci cont să comentezi. Dar poți să comentezi și pe Facebook, e același lucru. Pe Facebook. Dar bă, voi nu, ați văzut cum se ceartă lumea la comentarii. Tu, oricare din noi, pune un status și încep să vină unii să se înjure între ei de să-și iau neamurile în pulă și rădăcinile și originele și arborele, mă. Am pus? Arborele ginecologic. Oh, stai atent ce a pus Tibi. Știu de care zice. Când v-am scris joi, de-a răspuns cucu, vineri, și a zis că nu pot să vin. Am scris joi pe grupul nostru comun că, bă, eu cu Diana mergem să bem o sangria la o terasă, veniți, cucu a scris vineri. Bă, nu știu dacă ajung. Se terminase deja. Trecuse și Mahmurela și tot. Era gata, nu contează. Dacă vorbeați despre cât de bătrân, da. Poți fi. Dar nu că și eu am fost bătrân, că m-am transformat într-unul pe care îl uram săptămâna trecută. Că m-am dus la terasă și câinele a tot lătrat. Și am fost ăla al cărui câine a făcut gălăgie la terasă. Ah, nu mult. Ce enervant-i, bă. Am noroc că e câine mic și pot să-i prind așa botul și să-l țin așa. Gata. Și nu mai latră. Și la terasă cumva am văzut... Bă, dar te mai făiești bun. Nu, m-am dus să întreb dacă ăsta e ale-ul. Că băieții mai au și ceva mai vechi. Când făceau artizanal. Toate o să se numească Cutuma. Da, toate o firmă. Da. Deci totul e Cutuma. Și Cutuma cu capa. Cutuma cu capa. Și după aia fiecare brand, adică fiecare... Fiecare tip de bere? Da. Da, au etichete diferite deja, doar că nu i-au dat drumul producției. Zi în ce te-ai transformat. Double IPA, care îmi place mie. Zi-ne, tip, în ce te-ai transformat și spune-ne ce coața roșie de la mânuța copiilor. Și am văzut la o terasă, la terasa aceea, la o masă vecină, niște domnișoare, cum sunt acum, de carieră, foarte mame, frumos aranjate, arătau bine, bunăciuni. Erau cu educație peste medie, cu venit peste medie, cu totul peste medie, cu un copil cu ață roșie la mână. Ce înseamnă cu venit peste medie? Adică veneau mai bine decât media? Nu, cuvenit, într-un cuvânt, cuvenit peste medie. Adică își permite să fie peste medie, da. Nu. Cu și venit. Cuvenit. Cu două cuvenit. Da. Cuvenit peste medie, adică se cuvenea peste medie. Nu average. A povestit o tipă above despre... average. Aha. Cum a făcut sex cu unul și a zis... Pentru că tradusese direct din engleză că am venit de două ori. To come, but not... I came twice. Yeah. Și de acolo e venitul peste medie. Că aveau așa un glow, o strălucire aparte, cum că veniseră de multe ori în ultima lună. Zi toată... Nu! Nu mă pic!
Eu trebuie să vă zic o poveste și atunci măcar dacă... Nu putem să ne întrerupem atât. Nu. Deci nu-i posibil. Guys, dacă la capătul poveștii considerați că trebuie șters episodul, măcar nu mai rosim și povestea. Vă dau cuvântul meu de onoare, am fost acum multă vreme. La Maramureș. Și-a fost trolling, că de fapt, uite, de-aia trebuie să scoți episodul, că lumea credea că e ceva din Maramureș. De fapt, era nou. Știu! Ce ecou au halele. S-a auzit ecou de tine. Dacă ați vedea cum stă berea niște cilindri. Am fost acum mulți ani într-un oraș dintr-o țară la un eveniment la care ei aveau probabil cea mai impresionantă casă pe care am văzut-o în viața mea în țara respectivă. Iertați-mi aroganța, am fost în câteva țări în viața mea. Eu așa ceva n-am văzut în viața mea casă. Nu-ți vine să crezi că există în țara aia și în orașul ăla așa casă. Ai și tu Tu descrii comuna Certeze? Nu, vorbește despre Albania. Da, în Albania. O parte a săracă Indiei. Stăpânul casei este un genial om de afaceri. Stai puțin, partea săracă Indiei, adică India? Știi? Bă, deci 9% la 10% restul. Mă, vă dau cuvântul meu de onoare. Eu n-am văzut în viața mea asemenea casă cu asemenea chestii înăuntru și nu era în San Veli. Asta e interesant. Aha. Dar era impresionant. Nu că aveau majordom și servitor și tot aveau armată întreagă de oameni. Aveau inclusiv, sclavi. Aveau sclavi, inclusiv unul de 2 pe 2 metri care le scotea mașinile din garaj și avea grijă de ele și le punea în stradă. Am fost o zi întreagă la un eveniment la care am stat acolo. Băieți, copiii mei, ăla care produce tone de bani, ăla nu producea. Adică producea enorm de mult, dar de-abia ținea pasul cu nevastă sa. Studii universitare, deșteaptă, frumoasă, coerentă și care dona aproape jumate din venituri bisericii. Du-te și ea făcea să-ți bei să mă, soarele. Vă dau cuvântul meu de onoare, am zis că nu se poate și asta e chestie pe care mi-a zis-o lumea din anturaj după foarte multă dar dore. Știi de ce? Bă, copile, știi de ce făcea asta? Ca să echilibreze pentru că a câștigat din videochat. Arăta, putea, era foarte frumos, era o femeie foarte mișto și cu familie și cu tot. Deci putea să dea, că eu am întrebat prima dată, când m-a trăznit exact ca pe cucu mai înainte, a zis nu se poate și am întrebat tot așa. A zis, dar se implică în chestii umanitare la asociații? Nu, tati, la biserică. Că la știu biserică. Ea ce se la facă biserică, cu la biserică, pe principiu... Nu poți să dai bani la inundații, mă, și la copii sărași, nu, pe principiu că se excroci. Nu se excroci, îi duc și îi duc în altă parte. Și pe principiu ăsta, soția acestui om care producea... Măcar la biserică vezi pe ce s-au dat banii. Vezi aurul de pe catedrală, vezi merțanele, le vezi hainele aurite, le vezi tot. Mă dau cuvântul meu. Deci dă femeia bani la biserică, își pune voal în cap și se duce la biserică. Nu am treabă cu credința, mai vreau să o subliniez a 35.000 de ore. De ce îmi spui că era deșteaptă, era frumoasă și avea științe? Pentru că în ciuda tuturor acestor calități... Dădea bani la biserică, la instituție, deci nu era, fără chitanță, nu era fără nici frumoasă, nici deșteaptă și nici studii universitare. Bă, deci nu la instituție, la institutul inimii, pentru că biserica duce, este inima e Domnul nostru Iisus Hristos, Regele Iudeilor, acolo. Bă, la ăștia, dacă te duci și le bați la ușă și le zici, hei, vă propun o chestie, vorba chinezilor, de investit în educație. Vă propun cu banii pe care probabil le dați într-o dupămasă la biserică, vă propun... Să facem o mașină Tesla, gen. Da, Tesla, sau să investim într-o chestie... Un covor Tesla. Bă, o chestie, îmi scrie unul zilele astea că pot să postez chestia asta... Atât de proști oamenii asta, am vrut să zic chiar. Îmi scrie unul pe Facebook, pot să postez chestia asta mai încolo. Nu-i da de aia, bă, lăsați-l pe de asta, e a noastră. Lăsați-l că e la râdea de-aia lui. Vorbiți toți deodată. De-aia, de-aia, ta. Ne cerem scuze. Nu-i dă și lui alții, mă. Ne-a certat unul că... Du-te de la biserică. A zis o poveste de 6 minute în 25. Da, prietenul tău, Dragoș Mufcalu. Ba, da, acum sâmbătă.
au zis la dracului, că era o poveste de 6 minute și dacă nu te întrerupeau hândrălăi ăia cu prostiile lor, era gata, dar așa ați făcut-o de 25, după care ați dat-o jos. Dar bine, am uscat, l-au zis-o de dracă de-a nostru, dar au zis unul pe net care au zis că s-a supărat pe noi și nu. Înțelegi, deci ești omul care se ia numai după oamenii din bula lui, nu contează că tot internetul îți cere să lungim episoadele, să nu facem numai 12-15 minute. Îmi cer scuze, ai dreptate, am o bulă. Apropo de Facebook și după aia nu ne întrerupem, așa e viața, cu divagații și cu morți subite. Am o bulă, eu nu am 5.000 de prieteni pe Facebook, am numai vreo 3.000, dacă asta înseamnă cu vreo 2.000 prea mult. Da. Că mai tai din ei. Da. Îmi pare rău, mai tai din ei. Pentru că suntem, văd pe câte unii cu care n-am vorbit în 6 ani de friend request. Am mai zis tot timpul că ăștia 3.000 sunt din cauza lui Cezar. Care Cezar în 2012 l-a cenzurat, a uitat și a zis Bob. Ăștia le dau la toți accept. Bă, Cezar, dar nu-i cunosc de... La toți le dai accept, că e public. Noi public care-i mut, ori taci, ori nu zice nimica. Și după ce că e viața grea, n-am nimică, e probabil sunt oameni minunați. Mie pe Facebook îmi trebuie o bulă făcută din oamenii cu care lucrez. Da, bă, tu ești drăguț. Eu le dau bloc. Nu, eu nu le dau bloc. Deci, eu le dau bloc la aia cu care nu vorbesc. Nu dau nici măcar bloc. De ce să dai bloc când poți să dai un friend? Îi dau un friend. Dacă poți să dau bloc să-l pun într-o confuzie totală, să nu știi ce se întâmplă. Nu dau hide. Nu dau hide. Nu dau de la cu ascunsul, nu dau cu ascunsul. Așa. Să nu-l mai văd. Dacă vreau să te văd, te văd. Dacă nu te vreau pe peretele meu, te dau afară. Făcut asta de atât de mult. A pus poză cu copilul urât. Un friend. Man, mi-a apărut pe perete o poză. Dar dacă dai, ban, nu poți să mai citești mesajele, nu? Ai văzut poza? Că m-a blestemat una pe Stanș Asociații și am dat ban și n-am mai putut să văd un el. E altceva, asta zic. Era în mașină cu mine, conducea, dar tot i-am arătat poza și am arătat-o fetelor. Era un copil de vreo 3 ani, îmbrăcat tot în alb. Pantaloni alb, vestă albă, papion alb, bustul gol. Am văzut și aia. Când se criu? Acolo m-am dus eu cu gândul. Arăta ca un mire în sicriu. Am dat bloc. Am dat bloc pentru manele. Am dat bloc pentru citate din Efeseni. Da, sau da. Din Ecleziast. Da, sau din alte chestii. Da. Am dat bloc pentru că scrisese ceva de n-am înțeles și când am dat click am văzut că nu avem prieteni în comun. Că nu postase mai nimic în ultima vreme. Da. Ce facem aici? Aia nu știu dacă merita, poate era, da, aia că nu scrie, că putea fi cont fals sau de ce? Nu mă interesează, aici îi dau dreptate la tine, I'm sorry. În bula mea, în ăștia 3.000 de oameni în care mai tai vreo 2.000 mâine pe mine, bă, dacă rămân 1.000, că followeri sunt followeri, tot respectul pentru ei că vor să zică, bă, ce dobitocul ăla de la Cluj. Dar followerul decide, fii atent, sunt oameni care dau follow și nu-mi trimit friend request. Respect. Man, nu vreau să fiu prieten cu el, că încă nu-l cunosc. Dar îl urmăresc o vreme să văd ce idee are cretinul în cap. Mă, Bobby. Da. Am 30 și vreo 2.000 de oameni care o știu. Lasă că vedem ce fac. Bobby, vine... scuze-mă, eu scriu statusuri când mi se face dor de bloc. Să-ți iei? Să dea el. Dar cu bula, eu sunt de acord cu bula mea. Eu am, dacă intrați, știi cum toată lumea se laudă cu gospodăria lui? Curată, spălată. Eu am o pagină de Facebook, dacă scrollesc în jos, e numai frumusețe, artă, lucruri deștepte, curiozități. Bă, eu am un Facebook atâta de... Atât am mai pus pe wall-ul tău? Man, dar Facebook-ul e ca și copilăria. Toți stăm în spatele blocului. Deci, nu dau blog, dau numai în friend. Că dacă... acum 2-3 săptămâni, un tip foarte mișto cu care povestisem. Mare amator de vânătoare, fute niște imagini de alea în care ăla impotentul cu armă. Stătea cu piciorul prin ceva trofeu. Nu e altul, da. Impotenți ăștia care au niște frustrări sexuale înfiorătoare și nu se duc ca și pădurarii old school să curețe pădurea. Să fută scorbură. Să curețe de animal. Există un echilibru și ăsta. Nu. Sunt ăștia care dau geamul jos din jeep și să ducă, le permite... Și tragi ca prostul din jeep și face poc, acolo e ecou mic și te surzește. Da. Căcat. Și-o pus un admirativ, o pus un videoclip cu unul care împușca ceva animal triumfător. Și am dat direct în friend. 3 minute mai târziu. Bă, cum să nu-i dai bloc, mă? Zic, dude, no offense. Nu-s de acord, deci toată treaba cu vânătoarea o exclud visceral. Vin unii, mă, dacă vânai femeie, îi zădeam like. Dacă am avut mire, fiindcă sunt în relație bună cu Mihai, care mi-a zis, bă, bun, știu că e supărat pe
pe vânători, dar să știi că au rolul lor. Petre Drei de la Hodiș, cu care am crescut la țară, la bunici, ăla avea rolul lui. Ăla acolo e discuție, da. Dacă, discuții, mă. Dacă... Și îți gherțoi ăștia de bani gata din jeepuri care se duc și împușcă animalele când vin să bea apă, mă, să-mi sugă pula de impotenți, mă. Și eram la terasă și am văzut poți domnișoarele. Poți să cenzurezi impotenți. Da. De ce? Oricare, nu cenzura nimica. E, trebuie să fii foarte bolnav, să te duci la vânătoare sportivă, să faci trofeu, să te simți bine că tu, căcat în spatele unei mașini închise, cu un glonț pe țeavă, ai împușcat un animal care, în mod normal, face-to-face, te-ar fi pulverizat prin exterminare și bine făcea. Deci asta nu este cel mai deștept și cel mai puternic. Este cel mai slab și nevertebrat animal, omul, care a dovedit el cumva să-și crească frustrarea aia de ejaculator precoce sau impotent. Bun, am înțeles ideea. Sunt foarte de acord cu Bob. Da. Serios, Cezar, mersi. Azi că te-am văzut cum vânaia și tu dovlecelul. Și eu te-am văzut cum ai asfixiat odată în pădure trei fire de iarbă cu o cufureală. Ce prost. Nu, era vânător din ăla ca lumea care contribuie la bioritm. Numai și puțin. Dădea îngrășământ. Înainte să terminăm. Domnilor care vânați cu arme de 3, 4, de 6.000 de euro vă lasă din, o pulă, din Cehia. Pulă și pe ăștia, nu, dar nu v-ați duce la Dragnea, nu v-ați duce să vânați un pomohaci, nu, v-ați duce la unul mai slab ca voi, așa? Bine, mă! Ce fantezie! Ce fantezie! Nu e același lucru, dar cu oameni. Nu-i mica, poate să tai Cezar înainte. Eram la terasă și le-am văzut pe domnușoarele alea frumoase. A, da, că tu aveai povestea. Vrei să ne zici episodul viitor? Toate erau peste medie. Cu un copil care avea o sfoară roșie. Așa. În jurul încheietului. Cu ce ai avut? A, cred că pot ghici, dar nu zic. Cu ce a fost problema ta? Că erau ele frumoase sau că avea copilul ața roșie? Că avea copilul ața roșie. Poți să zici de ce? Aței roșii. Ață antideochi. A. Hei, și ața pulii tot roșie. Da, aia nu e antideochi. Aia e... E antirupere. Dar poate Bobo poartă și pe aia la mână. Dacă nu ești atent, e antiochi. Și am văzut-o acolo. Și am văzut-o la terasă și, nu știu, două ore mai târziu am ajuns acasă, am pus un status pe Facebook. Și calm s-a ridicat și a zis, tu pizde, ești prostă! Ceva de genul, dar nu chiar. Nu așa, dar știu, mai metaforic, sigur. Da. Și cumva s-a răsculat internetul împotriva mea. Da. Hey, că bine ai venit în 2014 un gând sincer. Că ți-am scris că ai niște general valabile acolo la preten și tu... Deci nu poți să trăiești în 2017 să crezi în de ochi. Eu... Deci nu pot să crezi că există, cum am zis eu. Eu supărat pe faptul că nu țin pază cu statusurile tale. Bă, eu scris unul la Tibi, bă, tu să vorbești când ai copii. Punct. Deci asta era toată motivația lui. Toate. Atunci abia. Da, atunci ai dreptul numai să-ți dai cu părerea despre educație și despre normalitate. Citi niște comentarii la Tibi acolo. Există în 2017 oameni care cred că pot să-ți imunizezi copilul împotriva gripei, a poliomielitei, a rujeolei, a tuberculozei, dar ăia să creadă că cumva copilul e absolut fără apărare împotriva holbatului. Că dacă vine o vecină și se holbează la el și se uită așa mai chiorâș, gata, îl strică. Tipii. Fucking strică, de ochi. Bă, în 2017 nici telefon roșu nu mai există. Tipii. Între marile puteri și există ață roșie. Există, mă. Bă, vă-ți nebun? Există vampiri energetici care te drenează de energie și îi simțiți. După 10 minute cu ei, te stingi, nu mai știi pe ce planetă ești. Ăia te de ochi, te admiră. Nu cred că încheiem aici. Dar nu cred. Bă, dar nu cumva erau niște hipsterițe cu curentul naționalist, poți să le zici, ceva. Vampiri energetici la oameni fucking enervanți. E atât de simplu, sunt oameni fucking enervanți. Da, și nu e energie, e psihologie. Politically correct, nu-i frumos să le zici că sunteți niște cretini enervanți, le spui vampiri energetici pentru că te drenează de energie. Ah. Pentru că mă sug de aia. Bezi. Masaj celulitic.